Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu a fost supus aprobării consilierilor județeni. Aparent nicio problemă, pentru că la comisiile de specialitate nu au fost aduse amendamente. În ședință însă a fost altceva. Nemulțumit de unele prevederi cuprinse în proiectul de buget, vicepreședintele Cristian Marciu a venit cu o listă de amendamente și de aici a început cearta. Sunt amendamentele dumneavoastră sau amendamentele domnului primar Barbu? Ce pentru legătură că, are pe o să vă Consiliul spun, Județean? O să vă spun, domnul Marciu. Deci, domnul, eu gândesc cu capul meu, nu mă învață nici Vasile Mustățea să gândesc cu capul meu. Păi la Comisia Economică n-ați făcut niciun amendament. Facem întrebarea lui Băsescu către Joană? Ce facem? Unde am fost aseară? Mă întrebați dumneavoastră pe mine asta? Unde ați fost ieri de dimineață? Vedeți-vă de treabă. E semnat de domnul Marciu. Vedeți-vă de treabă. Eu v-am întrebat. Le-ați elaborat? Le-ați elaborat dumneavoastră sau la Comisia Economică? Mă jigniți sau cum? Încercați să mă jigniți? Nu vă jigniți, domnul. Deci eu vreau să dau... Dar la Comisia Economică ați supus aceste amendamente? Să citim și ce a scris la Comisia... Domnul consilier Marciu, prezintă prezentarea... Așa. Direcție de transportul, da. Lista de reparare. În rest a votat și dânsul, da? Păi atunci, când ați elaborat aceste amendamente, domnule? Între timp. Păi de-aia v-am întrebat și eu că era stat la dumneavoastră o oră, domnul Barbu. Domnul Barbu, să-și vadă de bugetul dânsului. Care e problema, domnule? Domnul președinte, dar sunt... Nu ți-am dat cuvântul, domnul Budor, nu ți-am dat cuvântul. Stai microfonul. Domnul președinte, ce încercați să faceți dumneavoastră acum? Ce demonstrați? Domnul Marciu... Voi era demonstrandul, la sfârșit, asta să spuneți. Deci ați participat la dezbaterea publică a bugetului. Și ce vreți? Și n-ați luat cuvântul să spuneți acolo, să vă audă lumea. Pentru că n-am avut materialul. Cum să vă reproșez eu că a venit materialul acum înainte de ședința de Consiliu. Spiritele s-au mai liniștit la votarea amendamentelor, pe rând și nominal, ca să se vadă clar cine este pentru și cine nu. Au fost trei astfel de supuneri la vot, însă niciunul dintre amendamentele propuse de Cristian Marciu nu a trecut. Rol decisiv au avut consilierii județeni ai PPDD, care la două dintre amendamente au votat împotrivă, iar la unul s-au abținut. Chiar și așa, când s-a trecut la votul final, doar consilierul județean Constantin Buduru s-a abținut. În rest, unanimitate.